Nu pot să-mi dau seama cum s-a putut defrișa atât, fără ca nimeni să facă nimica, ca să nu s-a putut duce într-o zi sau două. Ce faci? Muncim! Ce munciți? Lemne! Lemne? Știe cineva că duceți? Păi cine să știe? Șeful de acolo. Știe? Păi nu știu dacă știe. I-ai spus sau nu? Începe de ori veci de teme, nu-ți durava stocmă! Mătii din ordine și faci amenzi pe aici la oameni. Fac meseria. Îți faci meseria că eu mă duc cu jeepul la Rica și faci tu probleme. Crucea mătii de țigani gură ce e. A venit să mă înjure, să mă uit, că de ce nu controlez mașinile, de ce nu-i las să intre în pădure. Ăsta merite spânzura, nu a venit aici să facă probleme. Ce nu mai cu noi ai? Nu mai cu noi ai! Țiganule! Ce cauză te ai ieșit bărbatul din lucru? Țiganule, puțitule, ce ești tu? Ce cauți? Dacă e tovarășul tău lungă cu reclamația și cu de-astea. Bine, ascultă-mă bine, că eu demonstrez că eu o să te mut la boxa, să mă ieșinarule! Voi ai fost învățat cu furatul? Parcă tu n-ai furat. Eu ce-am furat eu? Parcă tu... Ce? Dar tu ce-am furat-o odată, om? Păi dar te-am confiscat poliția 1 miliard. Da, mi-au transmis colegii că într-o dimineață, în fondul forestier, a apărut un panou. Atenție, tău, gunoiule, te așteaptă moartea într-o zi. Sper să nu degenereze situația, să ajungem la lucruri mai rele. Doar în județul Maramureș au fost omorâți 3 pădurari în ultimii ani, iar alți 2 în alte zone ale țării. Mi-au spus niște prieteni că să strâng bani, să plătească un ucrainean să vină să mă omoare, că altfel nu mai pot fura. Cum dacă a trebuit să plătesc cu viața, asta este, să fiu numărul 6. Dragul meu, o să te găsească undeva legat lângă un fac, dragul meu! 112, ce urgență aveți? Suntem în parcul natural Munții Maramureșului. Teoretic, pădurile din această zonă beneficiază de cel mai înalt grad de protecție pe care statul îl poate oferi. Însă imaginile pe care le vedeți demonstrează că statul a eșuat. Sute de mii de arbori au dispărut din acest parc natural în ultimii 10 ani. Nu pot să-mi dau seama cum s-a putut defrișa atât, fără ca nimeni să facă nimica, ca să nu s-a putut duce într-o zi sau două. Ca suprafață, România are 6 milioane jumate de hectare fond forestier, dar multe nu sunt, doar pe hârtie. Ne ajunge la fața locului, nu mai găsești nimic. Florin Tăut lucrează de 16 ani în domeniul silvic, iar în urmă cu un an a fost însărcinat să administreze un alt district decât cel în care lucrase până atunci. În teren a găsit un dezastru. Deci în suprafața care o vedeți aici, conform amenajamentului, trebuia să fie aproximativ 600 de metri cubi. Când am terminat inventarierea, am găsit de-abia 70 de metri cubi. Diferența... Până la urmă, asta înseamnă că ar fi trebuit să fie cu 80% mai mulți arbori pe acest versant decât sunt în realitate. Exact, exact. Din 2012 și până astăzi, Garda Forestieră Cluj a descoperit multiple nereguli la ocolul Silvic Poieni, totalizând 100.000 de metri cubi de lemn furat, echivalentul la 5.000 de camioane. Deși s-au deschis dosare penale, nimeni nu a ajuns după gratii, iar lemnul a continuat să dispară din pădure. În toată această perioadă, ocolul care administrează zona a fost condus de Nuțu Sofroniciu, care se comportă și astăzi ca și cum pădurea ar fi neatinsă. Alex Nedea, numele meu, sunt jurnalist la Recorder. Vreau să vă punem câteva întrebări legate de ce s-a întâmplat în ultimii ani cu pădurea din munții pe care îi păziți dumneavoastră. Avem purtător de cuvânt, noi avem hârtie, dar nu a păzit să luăm cuvântul. Nu, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, că dumneavoastră ați păzit aici, nu un purtător de cuvânt. Cum e posibil ca atât de mulți arbori să fi dispărut în ultimii ani de aici? Vă rog frumos. Vă rog frumos, nu mai au dispărut, dar de ce toți munții ăștia sunt chei?
Dumneavoastră avem purtător de cuvânt. Dar vreau să vă întreb, cum e posibil să fie dispărut mii de camioane de lemn din pădurile acestea, ilegal să fi plecat? Dumneavoastră, dacă știți că e ilegal... Garda forestieră spune. În 2016, 37.000 de metri cubi. Nu au fost 37.000 de metri cubi, nu se poate, îmi place pe tot județ. Garda forestieră spune, da. 37.000 de metri cubi la Osepoieni. Nu se poate, în 2016? Da. Nu se poate. Cine a scris asta? Garda forestieră Cluj. După aceea, tot la dumneavoastră, în UP4, Socolău, 22.000 de metri cubi. Nu se poate. Dice. Păi nici acum nu se poate. Păi nu, 22.000 de metri cubi. Bine, vă mulțumesc, la revedere. Vreau să vă mai pun câteva întrebări. Nu mai pune. Mirarea lui Nuțu Sofroniciu este cu atât mai neîntemeiată, cu cât ocolul pe care îl conduce are la dispoziție instrumente cu care să știe exact cât lemn iese din pădurile sale. Datorită configurației terenului, o mare parte din acest lemn furat nu putea fi transportat decât pe un singur drum, prevăzut cu o barieră. Aceasta este păzită non-stop de către angajații ocolului, care au obligația să oprească fiecare camion cu lemn și să verifice încărcătura și documentele. La acest punct de control există inclusiv camere de supraveghere. Uitați, acolo sunt camere de la vedere. Aici și cam așa se vede. Uite, aici suntem noi. Cu tot cu camere și cu barieră, până acum pe acest drum au tot trecut camioane cu lemn ilegal. Exact. De ce? N-aș putea să vă spun. Chiar dacă erau camere care filmau? Pe camerele degeaba le ai dacă nu te uiți la ele. Verificând camerele, Florin Tăut a descoperit imagini precum acestea. O mașină de teren, despre care Tăut susține că aparține patronului unei firme de exploatare, oprește la postul de control și discută ceva cu silvicultorul aflat de pază. La scurt timp, un camion încărcat cu lemne apare în cadru, dar nu mai oprește pentru că, în mod ciudat, patronul îi face semn cu mâna camionului să treacă mai departe. Astfel, transportul scapă de verificarea documentelor și a încărcăturii. Am vorbit cu unul dintre pădurarii care în ultimii ani au păzit această barieră. În 2017, la Socolău, s-a constatat că a ieșit o cantitate de lemn ilegală de 22.000 de metri cubi. Asta înseamnă mii de camioane cu lemn tăiate ilegal, transportate pe la acel punct. Dumneavoastră, de ce n-ați văzut nici măcar un camion? Eu așa ceva n-am auzit până acum. N-ați auzit până acum așa ceva? În 2020, în cantonul 10 Cosnea, da? Anul trecut, s-au găsit 1.000 de ceate provenite din arbor tăiați ilegal. Da. Cum a fost posibil? Dar cum au fost tăiați ilegal? Asta știu. Cum de-au plecat arborii ăștia din pădure și nimeni nu i-a prins pe oameni care tăiau? Asta știu, anul trecut. Știu, dar cum de nu i-a prins nimeni pe oamenii ăștia care au reușit să transportă 1.000 de arbori fără să-i prindă nimeni? Păi, de ce ridicați de numări? Ridic de numări, că nu s-a transportat fără știrea nimănui. Păi știu, asta e. Deci păi, cineva știa. Cineva era implicat. De la Ocol? Păi, dar de unde? De la Ocol, de la poliție, de la toată lumea. Aha. Altfel cum să da, se întâmplă? Așa? Păi da, asta întreb. Erați și dumneavoastră de pază în zilele alea. Când eram de pază, îmi făceam serviciu, cine era cu aviz legal. La dumneavoastră n-a venit nimeni să vă spună să închideți ochii? De ochii nu. Eu când eram, îmi făceam că poate erau alții care nu. Dar eu îmi făceam datoria, venea cu avizul, treceam în... Asta. Aha. Florin Tăut spune că după ce a preluat districtul, și-a atenționat pădurarii din subordine să păzească bariera fără nicio concesie. Mai mult, a pornit chiar el pe teren pentru a opri camioanele cu lemn, dar și mașinile de teren suspecte care ieșeau din fundul forestier. Este incomod aici, se transportă materialul lemnos în mașină, mașini de teren. Face 5-6 drumuri pe zi. Pe-am prins chiar pe unul de la noi de la echipă. Muncitor la echipa de exploatare. Tafistul nostru. Ce faceți? Muncim! Ce munciți? Lemne! Lemne? De unde duceți? Din apă? Știe cineva că duceți? Păi cine să știe? Pădurarul, brigaderul, șeful de ocol. Șeful de ocol? Știe? Ei, nu știu dacă știe. I-ai spus sau nu?
Obiceiul lui Florin Tăut de a controla mașinile așa cum îi cere fișa postului a pornit o adevărată răscoală în comuna Poienile de sub munte. Inginerul Silvic s-a trezit cu cantonul înconjurat de o armată de localnici furioși. A venit să mă înjure, să mă huidu, că de ce îi controlez mașinile, de ce nu-i las să intre în pădure. De ce oprești mașinile? Cine ești dumneata aici? Da. Cine ești Dumnezeu aici, băi, omule bun, băi? Da, contestație, da! Păi venit din p***a, mă, din ordine și faci amenzi pe aici la oameni. Fac meseria. Îți faci meseria, că eu mă duc cu jeepul la Riga și faci tu probleme. Crucea, mă, te destriga în gură ce e. Ăsta merită spânzurat, nu a venit aici să facă probleme. Dragul meu, o să te găsească undeva legat lângă un fac și o să te uși pe acolo, dragul meu. Nu că ia mâna de pe mine. Printre protestatari s-a aflat inclusiv un subaltern al lui Florin Tăut. Este vorba de pădurarul Ioan Logoș. El, dacă era om de prima dată cu noi, a putut trăi aici 50 de ani. Pădurarul Logoș are toate motivele să-l acuze pe Florin Tăut că n-a fost om cu el. Acesta a descoperit în pădurea păzită de Logoș o parcelă tăiată ilegal. Și a constatat aici că este o suprafață de aproximativ 0,6 hectare, care nu știe nimeni cum s-a sustras materialul în 90. Și în 87 nu e nicio ciuată? Nicio ciuată! Păi cum, dar le-am filmat noi, sunt inventariate de autorități, de cei de la direcție. De altfel, pădurarul Ioan Logoș n-a participat la inspecția din teren. În perioada în care s-au descoperit neregulile, el a intrat în concediu medical acuzând multiple probleme de sănătate. De ce n-ați fost de față? Sau nu v-au chemat? Eu am fost la spital. Ați fost la spital? Da. Ce probleme ați avut? Concediu medical. Cu ce? Cu coloană. Păi cum, nu știți ce boală ați avut un an de zile ați stat în concediu? Nu știu. Păi ce boală? Cum se cheamă? Păi se cheamă mai multe, am și cu cap, am și cu... Păi ziceți-mi ce, de ce boală suferiți. Ah, da, eu chiar acum. Nu, păi mă gândeam că știe dacă a fost în concediu medical. Da, am mai multe, am fost internat în 5 luni. Aha, cu ce? Cu coloană, mai mult cu coloană. Pe unde ați fost internat? În Borșa. Așa? Așa. De două ori în Borșa, de două ori în Șufi, de două ori în Sighet. În? Sighet. Deci de 6 ori ați fost internat. Aha. Pădurarul nu s-a mai întors la serviciu după concediul medical și spune că nu mai poate lucra cu inginerul Tăut. Din cauza lui am și plecat de acolo, că n-am putut suporta. De ce? N-am putut, era un om rasist. Și întotdeauna se leagă de mine. Adică, ce vă zice? Se leagă că eu am și o stână, am o concesiune de 60 și ceva de hectare de la primărie. Întotdeauna se leagă și de oi, se leagă și de ăsta. Dar ce are cu dumneavoastră personal? Nu știu, nu știu ce are, dar și cu familie. Florin Tăut a făcut într-adevăr cunoștință cu familia pădurarului. Te duci în ordinea și ți-ți faci regulă acolo. Ai înțeles? Dar de ce? Atâta! Dar de ce? Rămâne mațele pe aici! Îmi rămân mațele pe aici? Scut de la mine! De la mine, uite-te bine dar cu ce cine aia face! Ce treabă aveți cu mine? Ce nu mai cu noi ai? Nu mai cu noi ai! Țiganule! Din cauza ta ai ieșit bărbatul din lucru! Dar de ce din cauza mea? Dar de ce te-ai legat? Ce am făcut eu? De ce ne-am venit? De ce ai pus camere? De ce ai pus camere pe casa și aici? De ce? Hai să vedem copii aici! Dumnezeu, bani păstii de țigan! Ce cauți tu în curtea noastră, zi? Ce cauți tu în curtea noastră, băi, baule? Nu te uiți așa! Ce cauți tu în curtea noastră? Țiganule, împuțitule, ce ești tu? Ce cauți? În care curte am intrat eu? În curtea noastră ce cauți? Da, ce cauți tu? Până aici, ce-am până aici! Ce ai tu numai? Dă-te una cu tata! Lasă că sparg eu! Hai, hai! După unul, 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 doi! Ce vă aruncă în viață? Încercând să oprească ilegalitățile din districtul său, Florin Tăut și-a atras aversiunea tot mai multor colegi de la ocolul Silvic Poieni. De ce ai sunat pe un chiar șopetic să te interesezi dacă au trimis un chiar șopetic că a murit?
Azi dimineața l-am întrebat, bă, zic, ai trimis molit la ocol, da, că uite care e problema. De ce te-ai interesat? Spus niște colegi că ar fi o problemă cu ceva material lemnos de rășinoase. Că ar fi plecat un camion din pădure încărcat cu molit și n-ar mai fi ajuns la noi în depozit. Putea să fie furat. Și eu colegial l-am sunat și am zis, măi, Vasile, uite, am auzit niște discuții. Ce te interesează pe tine? Dacă eu am primit molit, am primit molitul. Pentru că eu am primit o sesizare. Ce sesizare ai primit? Că nu a ajuns molidul în curte la ocol. Și care, bă, unde e molidul? Dacă nu a ajuns. Păi nu știu, aia l-am întrebat, bă, Petrică, păi care-i treaba? Am vândut molidul, da? După ce nu ești, tu ești agent de constatare, agent de infracțiuni, să cauți unde e molidul? Da, eu sunt agent de constatator, într-adevăr. A, ești agent constatator, unde scrie? În fișa postului. E mine și de mine, cine ești tu? Eu sunt șef de district la districtul 1 și 4. O să fii numai la șef de district în Borșa, eu îți gândesc tu, o să fii tu șef de district în Borșa. Eu tine îți demonstrez, Dorin, că tu să fii șef de district în Borșa. De când o să fii? Pentru că tu ești un mare, mare escroc. Mi-a zis că dacă nu văd de treaba mea, ar lăsa de înțeles că el avea influență și ar putea să mă mute la ocolul Silvic Borșa, la 60 de kilometri. Deci, scuză-mă bine, că eu demonstrez că eu o să te mut la Borșa, măi, jurnarule. Pentru a-l înlătura, colegii lui Florin Tăuț s-au aliat cu patronii firmelor de exploatare din zonă. Această întâlnire a avut loc chiar în sediul ocolului Silvic Poieni, iar bărbatul din centrul imaginii este Vasile Benzar, patronul unei firme care exploatează lemn în district. Dacă e tovarășul tău lungă cu reclamația și cu de-astea, dacă hai să vedem ce reclamații. Dacă ați început voi cu reclamații, nu cu reclamații merge. Vasile Benzar ne-a confirmat că s-a ținut de cuvânt. Am reclamat la Direcția Silvică Maramureș, acolo prima dată ne-am adresat, am făcut la Minister, la Regie Națională, nimic. Ați făcut și la ucraineni, la ambasada sau da, ceva? Da, s-a făcut și acolo. Păi și faci? Faci tot de ur. E un rasist? Băi da, da ură de rasă. Adică? Până nu ne suportă, până ai ucraineni. Serios? Foarte, da. Foarte serios. Aceeași reclamație au făcut-o, a treia oară am fost verificat acum. Și niciodată n-am găsit nicio ilegalitate. Acum încearcă să mă constrângă prin toate metodele să cedez, dar n-am pentru ce. Atâta timp cât eu nu fac ilegalități și îmi văd de treaba mea. L-am reclamat, m-am pușcat noaptea un măgar. Așa. Tot m-am pornit acolo că, nu, eu am făcut o sesizare, nici un pușcat măgarul n-am. Și m-am zis că-ți arăt ce am pușcat măgarul. Când te-am prins la mine în district, ești executat. Dacă tragem un... mă omoară copilul sau pe vecinul sau pe frate meu, îl omoară. Eu mai las viu. S-ar și eu pe el și care problemă. Dacă am ajuns în secolul 21 să ne omorăm aici ca niște... Dar el de ce ar omorâ pe fiul dumneavoastră? De ce ar face asta? Nu a spus, pentru faptul că l-am reclamat că, na, am pușcat măgar. Eu am făcut reclamații în public, m-am luat de el de ce am pușcat măgar. Aha. Că eu îți arăt ție de ce am pușcat măgar. Te-am prins la mine în district, te-am puș. Nu-i ușor. Să fii hărțuit toată ziua, să fiecare săptămână să mergi să dai o declarație la poliție, la Direcția Silvică, să scrii rapoarte. Dar acum sunt constrâns, nu mai am ce să fac. Deci pur și simplu nu pot să-mi fac meseria. Deci tot timpul sunt verificat. Cred că ăsta este și scopul lor. Să ne țină ocupați, să nu putem face noi inspecțiile, să nu putem pune în valoare, să rămânem cu toate în urmă și după aia să avem repercursiuni. Voia să nu înțelegeți, că voi tot veniți și mă amenințați pe mine că o să dureze o viață. Două vieți să dureze. Eu nu fac ilegalități, dar asta viciul de vouă, că m-ați reclamat peste tot și n-ați reușit nimica. Și continuați. Pe mine nu mă deranjează că eu sunt obișnuit de 15 ani de zile când lucrez în sistemul ăsta, tot controlat am fost. Nu crezi tu că am fost cercetat? De ce ai făcut? De bun? De bun. Păi dacă nu eram bun, o luam în freză. Tu îți creezi singur probleme și dai vina pe alt. Nu, eu am respectat numai legea. Voi ați fost învățați cu furatul. Parcă tu n-ai furat. Eu ce-am furat eu? Parcă tu... Ce? Dar tu ce-am furat? Tu arate omul păi care furat. Ți-a confiscat poliția 1 miliard, mă. Care? Poliția ți-a confiscat în vară 1 miliard. Lasă că sunt în instanță. Băi, ți-a confiscat 1 miliard. Nu. Îți lemnele în depozit. Da. O să nu le iau. Păi nu aveți. Dar am acte legale. Pe lângă reclamații, Florin Tăuț susține că a început să primească și amenințări că va fi omorât. Dar oamenii din sală au amenințat până acum cu moartea. Nu. Dacă l-a amenințat. Deci nu l-a amenințat lumea. Nimeni nu l-a amenințat. La noi sunt oamenii pașnic, nu sar la bătaie, nu cu moarte. Ce
știrile din ultimii ani îi contrazic pe localnici. Un pădurar de 30 de ani a fost împușcat aseară în Maramureș și aruncat într-o râpă într-o zonă greu accesibilă din Valea Rogozului. Suspecții încă nu au fost prinși. Fenomenul stârnește o reală îngrijorare. Doar în județul Maramureș au mai fost omorâți 3 pădurari în ultimii ani, iar alți 2 în alte zone ale țării. Da, mi-au transmis colegii că într-o dimineață, în fondul forestier, a apărut un panou. Atenție, tău, gunoiule, te așteaptă moartea într-o zi. Sper să nu degenereze situația, să ajungem la lucruri mai rele. Cifra asta de 5 pădurari uciși în ultimii ani și 600 atacați. Cum ți se par cifrele astea? Cum te face să te simți această statistică? Păi bineînțeles că te simți în pericol tot timpul. Mi-au spus niște prieteni că să strâng bani, să plătească un ucrainean să vină să mă omoare. Că altfel nu mai pot sustrage material lemnos. Nu mai pot fura, da. Acum așteptăm. Cum dacă a trebuit să plătesc cu viața, asta este. O să fiu numărul 6. 112, ce urgență aveți? Alo, bună ziua! Florin Tăuț, sunt de la Ocolul Silvic Poieni. Cum vă numiți? Și Florin Tăuț. Așa. Și am fost ultrageat, cred că mi-a rupt mâna dreaptă. Eu vă fac legătura la poliție și la cei de la, la ISU. Rămâneți la telefon. Alo? Isu, vă rog să vorbiți, poliție. Ascultă. Alo? Da. Am fost lovit și cred că mi-a rupt mâna sau mi-a ferit din umăr. Mâna dreaptă. Când ați fost lovit? Acum jumătate de oră. Am înțeles. Cunoașteți persoana? Da. Am înțeles. Și cu ce v-a lovit? La revier. O rangă. Revier. Cu o rangă. Domnul era în timpul serviciului. Da. Că nu știu ce am impresia că lucrează la domeniul silvic. Da. Întreba asta că e în timpul serviciului. Sunteți în timpul serviciului? Da. Am înțeles. Aștepte să vină poliția. Unde e în momentul ăsta, domnul? Deci în zona asta am fost lovit cu ranga. Deci ranga a ricoșat și m-a lovit peste coaste. La câteva săptămâni după ce am filmat în Maramureș, Florin Tăuț spune că a fost atacat în pădure chiar de Vasile Benza Junior, care l-a amenințat cu toporul și apoi l-a lovit cu o rangă. Atunci am găsit pe loc un bucată de lemn, o creangă de fapt, de exploatare și am încercat să mă apuc pe aia, dar tot a reușit să mă lovească și mi-a dislocat umărul. Florin Tăut a făcut plângere penală pentru ultraj, doar că a doua zi, colegul silvicultor care îl însoțea a completat o declarație din care a omis atacul cu toporul, lăsând să se înțeleagă că a fost o simplă gâlceavă în pădure. În raportul pe care l-a făcut colegul meu, acesta a omis să spună că, de fapt, eu am fost atacat cu un topor. Faptul că el a aruncat cu bolovan, după aceea că a vrut să mă lovească cu ranga și că eu doar am încercat să mă apă. Dar de ce crezi că a făcut asta? Bănuiesc că cu intenția să protejeze pe locuitori. Altă explicație nu văd. Dacă el scria realitatea, se mergea pe arestare. Așa, ăștia ce o să zică? Bă, nu ne face nimeni nimica. Lunga, hai un pic. Am primit raportul care l-a întocmit el, am purtat o discuție cu el în privat și acolo recunoaște. Că m-a scris aia, că la poliție o să declare altceva. Ai scris bine? Nu, mă, dar zice. Păi bă, o să-i cu toporul la mine. Bă, dar n-am scris de topor? Unde ești? Bă, o să-i cu toporul la mine. Doamă, bă, dar... I-am zis eu un cuvânt? Nu, că am fost înjurat. Păi, dar eu te-am înjurat reciproc. Bă, Florințu. Dar ce te ieși, nu? Mă, îți băga mă la neale, că n-am nimic erdut la nimeni și n-am de ajutat pe nimeni. Dar nici așa să mă încarc eu, i-am dat. Nu, bă, o să-i cu toporul. Dar asta clar, nu se pune probleme de asta. Te simți din ce în ce mai singur, acolo, la Ocolul Silvic? Da. Din păcate, da. Suntem cam singuri.